Ia zi, Dănuțe. Ce să zic, Răzvan, că nici nu știu cu ce să mă îmbrac la întâlnirea de 20 de ani acum. E complicat, trebuie să ne gândim foarte bine, trebuie să ne luăm stilist ceva. Nu pot să, nici prea prea, nici foarte foarte, nu puteți să mergem săraci cum suntem noi acum. Vreau să vadă oamenii că la București am ajuns unde trebuie, că se poate. Și ce vreau să fac? Vreau să-mi iau și ceva fisticiu. Adică vreau să mă îmbrac normal, dar să am ceva fisticiu, de genul pantofi aurii. Ca să am un subiect de discuție, mă înțelegi? Că știi de ce? Mm. La întâlnirea de 10 ani deja mi s-a întâmplat. Și spune-ne, Dani, câți copii? Oh, Doamne! Și acum îți dai seama că o să fie. Și spune-ne, Dani, câți nepoți? Și atunci, ca să eviți asta, ți-ai ceva foarte strălucitor sau să faci un tatuaj mare pe gât. Ca să distragă atenția de la subiect. Da, da. Vreau să-mi fac pe Antonie aici. Atunci când vine el, fostul tău coleg de clasă, și vrea să te întrebe câți copii ai, o vede pe Antonie. Zice, ți-ai făcut un tatuaj cu Antonie și pac, ai altă... Strategia asta trebuie să o aplic și eu, ce da. Ce naiba, păi da, am toate lucrurile gândite. După care am eu zic să ne îmbrăcăm ca acum 20 de ani, nu că n-am mai avea hainele. Și nu că n-am aceeași greutate fix. Și eu. 100 de pe grame. Și eu. Am mai trag șuruburile astea un pic la... Să nu uităm că la întâlnirea de 20 de ani este foarte important să te răzbuni pe fetele care te-au refuzat atunci. A, nu, asta spune foarte eu multe despre... N-am pic de ură în sensul ăsta. Da. Să știi că terapia ajută foarte mult. Trebuie să ierți, Dani, să lași în trecut. Nu înțeleg subiectul. Adică de ce să te refuze? Ce aveai, vreo boală de piele sau ce? Nu. Sigur, era un tip mișto ca și acum. Wow. Nu? Wow, era o nebunie. Cel mai refuzat băiat din liceu. Nu aș zice niciodată. Niciodată, Doamne, vezi de treabă. Adică, până și urâta aia... Nu pot să-i spun numele, să vină într-o situație fizică deplorabilă. Adică, știi, când vine un coleg de-al tău care nu e cine știe ce, bă, și zice, mamă, ce am făcut în spatele garajelor cu... Și tu ești, a, las că încerc și eu. Și încerc și tu și bagi o fisă și zice, nu, eu nu sunt genul. Nu ești genul? Păi nu trec 20 de ani. Doamne! Și avem o discuție tet-a-tet. Sper că îți dai seama că eu stau la altă masă la întâlnirile astea. Eu mă duc cu ai mei. De la Filo, de ăștia visători. De ăștia poeți. 28 în clasă, 21 de femei. Prima oară după ce am ajuns, după ce am ajuns mai cunoscuți la București. La noi fetele în clasă purteau și sutien. Dani. Prima oară când m-am întors la Reșița la un eveniment de gen, unde s-a strâns mai multă lume, și nu vreau să-mi cer scuze pentru asta, doar o povestesc. Eram, nu cred că spui, te rog. La Antena 1 deja eram... Nu mai zi, te rog. Super faimos. Da, eram în benzinărie, făceam poze, era fain la Reșița. Și în benzinărie. Am fost la... Normal, la un tramvai. Nu mai avem, l-au scos, nu mai e tramvai. Fostul tramvai. Mamă. Cu bere ai râs cumva? Cu bere, să nu uităm că ești în drumul Taberei, unde o să aveți tramvai pe sub pământ în vreo 60 de ani de acum. Că nu e așa. Noi când am văzut metro, am zis, mă, ce tramvai au ăștia sub pământ. În aceeași ordine de idee, am fost la această agapă, da, unde peste drum de mine stătea o doamnă, cred, profesoară, după felul în care articula, care avea și un permanent pitic și era și vopsită cu albastru de gențiană. Violet. Violet. Era albastru de metil, că sunt rudite chimic. Era cu violet de gențiană, așa. Da, de mirosea perhidrol tot timpul după ea. Violetul este așa ca și zeama bordeleză. A fost premiant la... A fost premiant prin corigență. Și am învățat pentru corigență. Zeama bordeleză de la mana de viță de vie. Și doamna profesor, care cred că era chiar de chimie, între feliile alea de salam care se fac așa la aperitiv. Da, da, da. Și între guguștiu ce e din șervețel. Da. Și după aia îți tai o roșie și spune niște brânză, nimeni nu poate să scoată brânza. Nu poți să mănânci nici toată brânza, nici toată roșie. Așa că trebuie să iei ca pe pralină.
După aia mănânci cu șervetul. Mamă, urăsc aperitivele de Reșița și... Între salamul ăsta te face toată seara să nu poți dansa cu nimeni pentru că... Faci ca Gigi Becali la interviuri după ce... Era salam bun din ăla de la Hotelul Partidului, nu era... Și între două salamuri... Atunci l-au luat în 89. O simt pe Duduia din față că îmi caută privirea și... Am crezut că vrea să mă întrebe, măi, Dani, tu cu cine ai făcut chimie? Și eram perfect pregătit că știu pe toți după înjurături. Zică... Domnule Oțil! Eram și un pic, făcusem vasodilatație, că se făcuse pălincă aia, bun? Nu la noi, la Reșița, că e poșir, că se făcuse la Zalău și au adus oameni. A adus-o de la Zalău, dar și plus că era de două zile tot aniversar. Aveam și urechile roșii așa de la pălincă și... și de acele două palme pe care le-am dat la intrare să-și bage mințile în cap. Dar nu mă facă de râs. Doamna face gafa și zice... Cu Valentina mea, când erați tineri. Da, o spus. Ai schimbat și tu numele ca orice scriitor. Ai schimbat numele scriitor, ca orice scriitor. Da. Și ca să se audă și la masa, mai apăsat odată. Vali! Valia mea! Ați avut, nu mult, dar ați avut. Și eu tu care știai clar din statistici că nu era never ever, adică fiind de sexul femeiesc, clar n-a intrat în discuție. Chiar așa de rău să fii. Wow! Dacă a fugit de el și omul de zăpadă, ce mai e, mamă? Și-a luat oala la sub braț, așa, și-a tras cărbunii ăia și cu măturica, uite așa. Dar ce era neregulă? I was a late ce e și acum? Doar că acum e celebru și nu poți să-i le zici toate. Revenind. Hai că după ce m-a întrebat cea treia oară doamna profesoară dacă am avut o relație reală cu Valentina, a ei? Bă, a început să-mi iasă pe urechi salamul ăla de-l mâncai. Păi și m-am enervat atât de tare, dar nu că m-am enervat, dar am venea să mă răzbun pe toate fetele care m-au refuzat vreodată când eram în liceu și nu eram nici cunoscut, nici foarte bogat cum sunt acum. Și când zice... Ia uite, vine salamul înapoi! Și când zice toate fetele, chiar se referă la toate fetele, da. Da. Și... La început i-am sugerat printre... Bă, stâlpul de iluminat și-a dat jos becul și-a plecat, mă, pe mână. Printre... I-am sugerat printre erau cuvinte de fier, că forja. Nu știu cine este Duduia după nume și prenume. Da, pe model au fost atâtea. Nu unde să mai rețin eu. Și dacă ea crede că eu am avut o relație cu fiică sau folosește asta doar ca să avem conversație la masă, e un drum greșit. Și nu, mă, am mai zis odată. Și atunci am zis, nu mă spărați, Valentina e fata aia... Sânia foarte mici, așa, aproape inexistenți, care parcă are și o excoamare așa pe piele, care nu e cine știe ce și are și îi se mișca un... Te rog, eu nu zice că ai zis așa, te rog! Da! Eu eram de mult plecat, eram... Wow! Ăștia mei de la Filo știu tot timpul că își mută masa de la ăștia de la Inf. Îi apucă nebuniile, îi apucă, vorbesc binar, 1-0-0. Calculează fractali, algoritm, chestii. Mergem acolo, întreaba noastră. O sfert de oră de sinceritate. O clipă de sinceritate. După ce am făcut, o să recunoască lucruri pe care nu le-am făcut în spate la tomberoanele. Băi, se uită lumea la noi, așteaptă, nu oamenii putem învață lucruri. Cum să te duci la terapie imediat după liceu? Nu chiar în timp. Sau chiar în timp. Dar nu era la mod atunci. Dacă vorbeai cu psiholog, te consideram nebun. Ca și acum. Lasă că sunteți voi normal. Bă, dar ce succese nemărginite. Eu am avut super succes, jur. Ce? Aia a fost o problemă. Era coadă ca la franzelă. Nu, dar știi că noi aveam trei băieți marșilați într-o liceu. Marșilați. La voi s-a inventat... Avut procentaj 100%, la voi... erau trei. La voi la balet s-a inventat expresia că bețivul, copilul mic și colanții spun adevărul întotdeauna, nu? Da, bine, noi mai aveam, noi aveam zile, întâlneam și cu ăștia de la muzică și cu actor și cu zona asta mai artistică. Da, mă, fii atent, era Fanny, am râs de el. Hai să râdem și de tine, adică nu ardem pe genul... N-am ce să fac, mă scuzați, scârbavnicilor, dar eu am ce fost să fac? La pot să zic, putem să râdem acum? De acum, nu? Dar da. Atunci era... Putem să râdem despre anul ăsta, dacă vrei. Exact! Iar l-am început... Exact, n-am cum să... Râs, tu râs, dar nu e râsul tău. Da,
Dragii mei, că colegii din Distinto au venit cu treabă pe la noi. Bine, au venit să cânte, săraci, și au asistat la o discuție ce nu interesează de nicio culoare. Știi cum să te comporți la o întâlnire de 20 nu de ani? Nu, mă, la cum arată ăștia la 20 de ani, am intrat. Pam, 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 pam. Noi ce am intrat mai voi de steaua noastră? Bună să te gândești la o scenetă, vreau să facem o brigadă artistică amândoi, să vadă oamenii ce au pierdut la atâtea serbări școlare. Bine, la cât suntem de apucați după ce ne facem numărul, tăiem și factură.